Aproape 200 de oameni lucrează astăzi la Arzvom, iar potrivit sindicaliștilor, agenția funcționează ca entitate civilă, ceea ce îi facilitează accesul la intervenții în apele teritoriale ale statelor vecine. Dacă ar fi transferată IGSU, ar deveni automat structură militară, iar lucrurile s-ar schimba radical. Este o decizie luată de actualul ministru al transportului, domnul Cătălin Drulă. Ca urmare, bineînțeles, cu toții știm, a unui scandal din cadrul acestei agenții vis-a-vis de perchezițiile DNA și achiziția la unor nave. CFR-ul, la fel, sunt probleme și acolo sunt cercetați directorii, au fost cercetați, sunt în continuare, s-a furat în proveselie, dar nu s-a desfințat CFR Marfă, CFR Călători, s-au schimbat directorii și merge mai departe instituția, da? Ce ar însemna acum când se face o verificare, se constată o infracțiune și desființăm instituția. De ce nu se desființează Parlamentul când au fost condamnați destui parlamentari, senatori și deputați? Posibilitatea transferului a pornit după declarația făcută duminică de ministrul transporturilor Cătălin Drulă, nemulțumit de activitatea agenției. Acesta a anunțat că Arzvom va fi desființată și că are și acordul premierului în acest sens. Noi aveam un control pornit la cererea mea. Dacă vă aduceți aminte, în martie s-a scufundat un vas ucrainean, iar vasul Arzvomului n-a prea putut ieși din port, că era vreme rea și barca pe care ei au dat milioane de euro nu poate funcționa pe vreme rea. Am declanșat am trimis un corp de control acolo, control încheiat, care a ridicat o serie largă de probleme pe zona de achiziții. Am un anunț de făcut, această agenție va fi desființată. Am discutat și cu premierul României și și-a dat acordul, iar atribuțiile sale vor fi preluate de IGSU. De cealaltă parte, angajații Arzvom se apără și spun că de fapt centrul de coordonare pe mare le-a solicitat intervenția târziu, însă chiar și așa, nava de salvare Artemis a plecat către locul naufragiului. Ar fi fost întoarsă din drum pentru că deja o altă navă de salvare privată aflată mult mai aproape îi recuperase pe marinarii de pe nava care ulterior s-a scufundat. În dimineața acelei zile de 11 martie, eu eram de servici, fiind ora de noapte, în jurul orei 7:40, am fost sunat de către dispecerul de serviciu, prin care a fost anunțat că o navă cu 13 membri de echipaj s-a scufundat în Marea Neagră. Inițial mi s-a spus, pleacă și vă comunicăm exact poziția navei respective. Ei au fost solicitați, ei au ieșit din port, ei au ajuns la 40 de mile marine, după aceea au fost sunați de către ANR, contactați prin stație să se întoarcă înapoi. Este foarte posibil să fie interes mai mare la mijloc și da, la această situație nu am ce comenta pentru că nu am documentația necesară să comentez. Arzvom a făcut recent și subiectul unui scandal cu suspiciuni de corupție. Directorul Arzvom, Daniel Manole, a fost revocat din funcție după ce a fost reținut de procurorii DNA într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Salariații spun însă că suspiciunile care planează asupra managerului nu ar trebui să afecteze locurile lor de muncă. Angajații Arzvom sunt specializați printre altele în operațiunile de salvare pe mare, repunerea în stare de plutire a navelor și recuperarea epavelor, stingerea incendiilor navale și spargerea gheții pe căile navigabile.